Am lucrat foarte bine cu Cristian Mungiu, cu Corneliu Porumboiu, vorbind de regizorii de la noi. Am lucrat foarte bine cu Bong Joon-ho, cel care a câștigat anul ăsta și Palme d'Or-ul, dar și Oscarul. Anul trecut, practic, Palme d'Or-ul. Da, cred că e și o chestie de destin la un moment dat să te întâlnești cu regizori importanți. E nevoie în profesia asta și de foarte multă șansă, oricât de talentat ai fi, dacă ceva nu se întâmplă, nu se deschide o ușă, lucrurile nu se mișcă. Puterea se poate folosi și negativ și foarte benefic. Poți să fii un om care are o putere financiară, de exemplu, și cu acei bani să faci ceva foarte bun pentru societate și poate să fie fix invers acest lucru. Ține decizia ta ca om ce poți să faci. Dar sigur că personajele pe care le joc au și această latură de care vorbiți dumneavoastră. Spuneți că faceți parte din comunitatea maghiară. Dumneavoastră credeți că afectează felul cum vedeți lumea, faptul că sunteți maghiar? Eu nu cred. Cum schimbă? Da, cum schimbă. Eu cred că avea și altceva, adică de a face parte dintr-o comunitate, cred că ține de o bogăție spirituală și nu pot decât să mă bucur că fac parte din comunitatea rușilor lipoveni și că am un filon rus care personal mă face să mă descoper mai mult, să fiu mai să intru mai adânc în sufletul omului. Există o cultură a rușilor lipoveni și întotdeauna am fost atras de lucrul ăsta, pentru că de foarte mic, de când am început să înțeleg, asta înseamnă de la o vârstă foarte fragedă, am fost atras de cântece, de obiceiuri, de spațiul spiritual. Și cred că e important, dacă faci parte dintr-o comunitate, să-ți înțelegi și să-ți găsești rădăcinile spirituale. Nu am o listă de personaje pe care aș vrea să le joc. Spuneam că mă interesează personajele care sunt foarte complexe și care au un univers interior extrem de bogat, deci, indiferent de ponderea lor. Deci nu este rol pe care... Nu, să mi-l doresc. Nu, pur și simplu. M-aș bucura să fie roluri puternice și roluri pe care să pot să le fac. Ține de o onestitate individuală din punct de vedere artistic. Așa de ușor nu este, dar este mai ușor pentru că am un agent, Richard Cook, este irlandez de origine, dar are o agenție și în Irlanda și în cooperare cu o agenție din Londra. Și intrând în acest mecanism internațional, unde fără un agent practic nu ai cum să existi, lucrurile s-au deschis foarte mult, dar este datorită lui, pentru că el a construit un festival care este dedicat în exclusivitate actorilor și directorilor de casting. Și timp de o săptămână, agenții de casting din toată lumea, inclusiv de la Hollywood, pot să întâlnească actori și actrițe din agenția lui. Și sigur că acolo lucrurile se mișcă altfel, pot apărea proiecte, dar în orice caz acest contact permanent cu directorul de casting este unul foarte important și ei sunt foarte interconectați și există la un moment dat și un schimb de actori dintre directorul de casting. Ține și de o anumită lejeritate și, să spunem, de ureche muzicală, ca să poți să înveți mai multe limbi străine, dar ține de o seriozitate a actorului și de cât de disponibil este el. Dacă el nu e disponibil, nu dorește să joace într-o limbă străină, atunci nu o să facă lucrul ăsta. Dar e sigur că este important să fii cât mai deschis ca actor și să ai, pentru că în felul ăsta plaja personajelor pe care poți să le joci și devine una foarte mare. O limbă străină, o limbă străină și este alta decât limba maternă, în cazul meu română, și sigur că ce-mi doresc cel mai tare întotdeauna când joc într-o limbă străină este să pot să joc, am grijă de jocul meu în acea limbă, nu să vorbesc corect, adică atenția mea după ce învăț textul
acea limbă străină este să mă pot concentra, să pot juca în acea limbă. Nu ține de ușor sau greu, ține de ceea ce trebuie să faci într-un proiect de film, de cât de implicat ești, sigur ține la un moment dat și de ponderea rolului tău în scenariu. Dacă ai un rol principal, cum s-a întâmplat la Laszlo Nemes în Sunset, și a trebuit să învăț și maghiară. Sigur că perioada de preproducție, de preparare, de pregătire pentru filmare e una un pic mai lungă și mai dificilă. Dar, cum să spun, face parte din profesia asta și nu mă plâng. Dimpotrivă, încerc să mă concentrez cât mai bine și să pot să fac în timpul cel mai scurt toată această pregătire.